dar pentru mine este totul. E lumina ochilor, adică. Să lasă copilul cu probleme, nu m-aș fi găsit niciodată. Am acceptat foarte greu, dar am acceptat. Și am să fiu lângă el mereu. În inima mea a fost furtună. Începe și țipă din senin, țopăie, chiar își ridică mânuța la ochi și o învârte. Nu percepe pericolul. Este diferit. Prin terapie, cu siguranță, vom reuși. Sunt sigură că Darius o să fie bine. Întotdeauna îl catalogam noi puturos, mai puturos, așa sunt băieții. Dar înainte de a împlini 2 ani, copilul a început să mă respingă. Deci pur și simplu nu mă mai lăsa să-l iau în braț. Și atunci mi-am dat seama că ceva este în regulă. Am început să-mi spun tuturor alor mei, gen mama, prietenul meu, și toți îmi spuneau că am eu o problemă, nu copilul. Mi-am dat seama că semnele au fost evidente de mai demult, dar de bebeluș, funcțiile motorii și l-a dezvoltat greu, adică ținutul capului, statul în funduleț, mers în picioare, am mers în picioare la 1 an și 10 luni aproape. A fost foarte cu minte, nu gângurea, nu plângea după mine, stătea fixat pe tapet, spre exemplu, se uita la tapet minute în șir. Am mers cu el la psihiatrie infantilă, unde diagnosticul ne-a fost spus din prima, după ce l-a văzut domnul doctor. Și după am început să mă informez și eu despre autism, că nici nu știam ce înseamnă autismul în momentul în care i s-a pus diagnosticul. În inima mea a fost furtună. Nu puteam să înțeleg de ce, de unde și cum se poate din 2 părinți perfect sănătoși. Copil cu probleme, nu m-aș fi găsit niciodată. Am acceptat foarte greu, dar am acceptat. Și am să fiu lângă el mereu. Dar sunt sigură că Darius o să fie bine. Darius pentru mine este totul. E lumina ochilor, adică. Darius este cu minte, dar are anumite stereotipii. Începe și țipă din senin, țopăie, chiar își ridică mânuța la ochi și o învârte. Nu înțelege și nu percepe ce se întâmplă în jurul lui, nu percepe pericolul, nu mă înțelege. Când îi spun ceva, este diferit. Prin terapie, cu siguranță, vom reuși. După ce a fost diagnosticat, am început terapia cu o doamnă terapeut recomandată de domnul doctor. Au început să se vadă și progresele, dar mi s-a părut totuși că cere prea mult de ele. Deja îi spunea de pentagon, de hexagon, care sunt chestii de geometrie de clasa 5-a și eu aveam alte așteptări, ca el să arate cu degetul, ca el să mă răspundă la nume, să aibă contact vizual. Și am căutat coordonator, ne-a făcut o evaluare complexă, am primit un plan de intervenție și de atunci facem terapie acasă. Dar nu vorbește deloc, spune doar câteva silabe, exact ca un bebeluș, dar fără sens. Spune mama, dar nu mă strigă pe mine. Și acum îl învățăm fiecare fruct, ce este, ce înseamnă și culorile lor. Piesele de Lego, Darius nu construiește, doar pur și simplu le scoate din găleată și le pune înapoi. Pentru un copil tipic, este ceva normal, bine natural pentru a pune cercurile pe con. Însă pentru Darius, cel ascult cu autism, trebuie promptat și învățat, pentru că dacă îi dai cercul în mână, el nu va ști ce să facă cu el. Ei pur și simplu învață un mecanic și în timp conștientizează ceea ce trebuie să facă cu lucrurile. Darius a avut câteva luni infernale, se trezea la 3 dimineața și până la 6 dimineața plângea continuu și nu-l puteam liniști cu absolut nimic. Am descoperit melatonina și de atunci Darius doarme toată noaptea. Sunt mândră de el, de cum a evoluat până acum. A recuperat, are contact vizual, mă răspunde când îl stric, vine la mine, mă pupă. Sincer, știi de ce mi se cel mai teamă? Nu de cum va evolua el, de cum va fi el, de societate, de lumea din jur. Am vrut să-l înscriu la grădiniță. Nu mi l-a primit. Inițial mi-au zis că n-are încă 3 ani și că acceptă copiii cu 3 ani. A fost vorba de diagnosticul din fișa de la medicul de familie. Și îmi doresc ca lumea să înțeleagă că autismul nu este o boală. E doar un fel de a gândi și de a fi diferit. Dar și copiii cu autism pot să socializeze, pot să
se integreze, pot avea un job, dacă sunt ajutați și acceptați. Care a fost cel mai greu moment al tău cu Darius? Cel mai greu moment cred că a fost când a rămas singură cu el. De tatăl lui m-am separat când Darius avea 2 săptămâni. Mi-a oferit declarația că e de acord cu începerea terapiilor, dar nu se interesează de Darius, de cum evoluează, nu sprijină financiar, chiar dorește să îmi dea custodia totală pentru a renunța eu la pensia alimentară pe care am obținut-o în tribunal. În momentul de față face logopedie și terapia comportamentală prin joacă ABA. Ne-a fost recomandată și terapia senzorială, dar nu putem să susținem și pe cea senzorială. La ce costuri ajunge lunar cu toate terapiile de medicare? Lunar ajungem la un cost de 3600 de lei cu 2 ore de ABA zilnic și 2 ore pe săptămână de logopedie. Nu știam că transplantul de celule STEM ajută și în recuperarea autismului. Însă, informându-mă, am aflat de la mai multe mămici care au făcut acest transplant că i-a ajutat pe copilași, pe lângă terapii, să evolueze mult mai repede. Toți cei care doriți să-l ajutați pe Darius, puteți intra pe site-ul Speranță pentru România și să faceți o donație pentru el.